Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi din cadrul știrilor Nova TV este timpul pentru o pastilă dedicată sănătății. Am ales să vorbim astăzi despre produse ale stupului, am făcut o ierarhizare și spunem așa, top 5 produse ale stupului împreună cu Lucian Răzvan Faloba, specialist în terapii naturiste. Discutăm astăzi despre cele mai importante produse ale stupului. Începem cu cel mai cunoscut produs, mierea. Da, bine v-am regăsit. Da, uite, eu am ajuns în perioada aceasta de toamnă-iarnă cumva și sunt din ce în ce mai folosite și căutate produsele apicole și mulți se întreabă care sunt beneficiile, care sunt cele mai puternice și am încercat să facem și noi un top al celor mai folosite. Pe primul loc, clar, este mierea, pe urmă urmează propolisul, polenul, păstura și lăptișorul de matcă. Deci, cel din urmă amintit de noi, exact. Dar am putea să spunem cel din tâi, pentru că cercetătorii ne spun că nu există pe pământ o substanță similară cu lăptișorul de matcă, care să aibă efectul lui de-a dreptul miraculos de stimulare a creșterii, a funcției reproducătoare și de mărire a longevității. Lăptișorul de matcă este cel mai puternic aliment din lume și tocmai de aceea mai este numit și hiperaliment. Da. Cum consumăm lăptișorul de matcă? Deci este, cum spune, foarte puternic, de aceea se folosește în cantitate extrem de mică. El se regăsește de obicei în magazinele specializate sau la producători în cantitate extrem de mică și mulți se uită ce fac eu cu porcănelul acela foarte micuț, dar se folosește doar 0,5 maxim un gram pe zi și se resimte, deci folosirea lui foarte rapidă și foarte ușor, deci beneficiile folosirii. Deci preventiv, dacă am consumat lăptișor de matcă, ar trebui să-l consumăm câte zile? Și 10 zile se poate folosi, de aceea el se găsește și la borcănaș de 10 grame. De exemplu, și majoritatea producătorilor însoțesc acest borcănaș cu o linguriță exact de 1 gram. De 1 gram. Da. Te rog să-mi spui dacă copiii au voie să consume acest produs. De practic de la un an începând pot folosi copiii produsele apicole, până la un an e mai bine să nu, că există posibilitatea, știu eu, să facă botulism, deci pot conține, să spunem, ceva secreții sau așa care duc la botulism, de aceea după un an fără probleme poate fără probleme de către copii. Am ales să vorbim despre miere prima dată, pentru că mierea este cel mai cunoscut produs al stupului. Da, lăptișorul de matcă, cunoscut, dar nu cel mai, să spunem, cel mai uzitat și cel mai des folosit. Dar totuși este foarte puternic. Foarte puternic. Vorbim despre polenul crud, care este la fel un, să spunem, o vitamină, o linguriță de polen poate să concure cu o capsulă o cură de multivitamine. Așa da? Este. Da. Conține foarte multe elemente, peste 250 de elemente naturale și de aceea e foarte puternic și polenul și iar polenul crud este peste polenul clasic. De ce este și fermentat, conține practic și lactobacil, probiotice bune pentru sistemul digestiv. Păstura da, este practic de 3 ori mai puternic decât polenul crud. Deci este, și ea este mult mai fermentată decât polenul crud și mai puternică practic. Propolisul, cel mai bun antiinfecțios natural, antibacterial natural. Antibacterial natural, deci e ca un, să spunem, ca un antibiotic. Antibiotic, propolisul în interiorul stupului. Da, exact. Și nu orice intrus ar încerca să intre în stup, albinele îl îmbracă în propolis ca să nu infecteze, să nu ca un scut. Exact, ca un scut, da. Mai multe informații despre toate aceste lucruri vă aștept la Media 120. Împreună cu Răzvan Lucian Faloba dezbatem acest subiect pe larg și aducem în discuție toate produsele pe care le putem folosi în sezonul acesta de la albine. Seară bună!